Lăudat și binecuvântat să fie Domnul! Vă invit din nou să luăm Cartea Sfântă și să ne cercetăm, de altfel lecția aceasta, chiar în privința sincerității, ne testează, să vedem dacă suntem prefăcuți sau neprefăcuți. Prefăcătoria a apărut deodată cu păcatul. Pentru că tendința celui ce păcătuiește este să se ascundă, să se dea drept altul. Și va avea o istorie la fel de lungă cât a păcatului. În Roman, capitolul 1, Apostolul Pavel prezintă decăderea umanității și nota el în versetul 28 că după ce oamenii n-au mai păstrat pe Dumnezeu în cunoștința lor, au încercat să trăiască fără Dumnezeu, versetul 29 scrie, au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, curvie, și a treia pe listă este viclenia. Și în cartea profetului Daniel este scris că împăratul care va domni la urmă pe pământ, un guvernator mondial pe care Domnul va nimici încă în timpul slujirii, adică a conducerii sale, va fi evidențiat prin viclenie, prin prefăcătorie. Va fi modalitatea prin care va obține conducerea mondială și felul în care va domina lumea în ultima etapă a istoriei umane. Neprefăcătoria, virtutea pe care noi am dorit să o avem, nu-i greu de înțeles, este adevărata fața noastră. Adevărata imagine a lucrurilor, o cerință pentru cei ce sunt conștienți că au de-a face cu un Dumnezeu care vede totul, care răsplătește binele și pedepsește răul. Să ne amintim cuvintele Domnului care spunea, fericind pe cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. Apostolul Pavel scria și el, citesc din 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Să prăznuim, dar prasnicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate și viclenie, pentru că de regulă răutatea se asociază cu viclenia, ci cu azimele curăției, adică a purității, dar în egală măsură și a sincerității și a adevărului. De asemenea, citim scris în Evrei, capitolul 4, aminteam despre Dumnezeu că știe totul și cred că dacă suntem conștienți că Dumnezeu vede, ar trebui să fim în egală măsură conștienți că nu-i deloc interesant nici înțelept să ne ascundem. Evrei 4:13, nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor aceluia cu care avem a face. De aceea, scria Petru, întorc câteva pagini în Scripturi, 1 Petru, capitolul 2, versetul 1, sub acest îndemn vom derula învățăturile din această seară, 1 Petru 2:1, lepădați dar orice răutate, orice vicleșug, observați că și aici, deci și în învățătura lui Pavel și în al lui Petru, vicleșugul stă lângă răutate. Și continuă, orice fel de prefăcătorie. Deci sunt diverse măști pe care oamenii le poartă. De pismă, de clevetire și ca niște prunci născuți de curând să dorim laftele duhovnicești și curat, pentru ca prin el să creștem spre mântuire. Doamne, ajută-ne! Să observăm mai întâi area curriculară a acestor aspecte pe care le discutăm, al virtuției, neprefăcătoriei, și a viciului de prefăcătorie. Asta se vede, cred că, mai întâi prin limbaj. A fi prefăcut înseamnă a nu fi sincer când vorbești. A te ascunde. A fi neprefăcut înseamnă a fi curat, transparent. Evident că asta nu înseamnă să spui și ce nu trebuie spus, dar sub nicio formă să ascunzi ceva cu un gând rău. Să citim câteva versete din Cartea Psalmilor și a Proverbelor pentru a aminti câteva
cuvinte despre felul în care oamenii sunt sinceri sau se prefac atunci când vorbesc. Psalmul 10, citim versetul 7. Aici este aspectul negativ al prefăcătoriei. Gura este plină de blesteme, de înșelătorii și de vicleșuguri și sub limbă are răutate și fără de lege. Deci pe limbă ceva dulce, sub formă de prefăcătorie, sub limbă, răutate și fără de lege. O gură cu două compartimente. Tot în Cartea Psalmilor, Psalmul 50, de la versetul 19. Un psalm al lui Asaf. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Iarăși răutatea în tandem cu viclenia, cu prefăcătoria. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Trecem în Cartea Proverbele, la câteva versete, mai întâi capitolul 4. Aici suntem îndemnați să terminăm cu viciul și să trecem la această virtute binecuvântată a neprefecătoriei. Proverbe 4:24. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Amin? Deci să n-aibă ce căuta în gura noastră. Proverbe 10:18. Cine ascunde ura are buze mincinoase și cine răspândește bârfeli este un nebun. Și încă un verset din Proverbe 26:24. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, că 7 urăciuni sunt în inima lui. Deci chiar și răutatea în cantitate mare, ura, foarte puternică, poate fi ascunsă, cel puțin pe moment, prin prefăcătorie, printr-un limbaj viclean. Despre Domnul Iisus este scris atât în Isaia 53, cât și Petru reia în 1 Petru 2:22, că în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Noi avem de ales. Cum spuneam, o gură din asta cu două compartimente, una pe limbă, alta sub limbă, sau ca Domnul. O gură, o limbă curată, transparentă. Cei de afară au motivațiile lor, le lipsește motivația de fond, cunoașterea lui Dumnezeu. Cineva s-a dus odată la un avocat, și avocatul, când a văzut că are un client, s-a prefăcut cum că el ar fi un bun, un mare avocat și are foarte mulți clienți și l-a ținut pe acesta la ușă. A fost de fapt un aparent client și se făcea că vorbește la telefon, la fix, la mobil. Zice, mă scuze, am foarte mulți clienți. Și când îi vine rândul omului, acesta zice, mă scuzați, eu nu sunt un client, am venit să vă montez telefonul. Pentru că, de fapt, n-avea fir la telefon, dar nu știa cu cine are de-a face. Oamenii încearcă, uneori le merge, alteori o dau în bară, cum se spune. Vreau să observăm mai departe că a fi prefăcut înseamnă, în fond, că de altfel a și rezultat în parte această idee, a avea ură, a avea intenția de a face rău. Prefăcătoria este un fel de perdea după care se ascund păcate. Un fel de haină a fățărniciei. În schimb, neprefăcătoria înseamnă a te manifesta liber, dar asta nu se poate numai în condiția în care iubești și dorești binele celor din jur. În condiția aceasta, chiar dacă trebuie să mustri, o faci cu sinceritate, pe față, cum spune în Proverbe, dacă vrei și poți, spui că poți, dacă nu spui că nu poți. Neprefecătoria se asociază întotdeauna cu cele bune,
prefăcătoria de fiecare dată cu cele rele. Și exemple în Biblie sunt foarte multe. M-am gândit, amintiți-vă de felul în care s-a mascat Iacov să se ducă la tatăl său cu mâinile aranjate frumos. Cine ești tu? Fiul tău Esau? Și a fost păcălit pe moment bătrânul, dar a plătit aceasta cu ani de deportare. La întoarcerea în țară cu familia, scrie în Genesa 34, că atunci când unul din locuitorii Cananului a necinstit pe Dina, singura fiica lui Iacob, frații ei, fiii lui Iacob, au vorbit cu vicleșug lui Hamor și lui Sihem și apoi s-au aruncat asupra lor și a nimicit. Deci, se vede foarte clar, și spune Scriptura asta în Genesa 34, apare exact acest cuvânt, în versetul 12, fiii lui Iacob au răspuns și au vorbit cu vicleșug și s-a dovedit intenția rea prin faptul că în zilele următoare s-au năpustit asupra cetății și i-au omorât. Să ne amintim de un vicleșug practicat de fete de data aceasta, de femei, în cartea Numeri, capitolul 25, la îndemnul lui Balaam este scris că moabiții au ieșit cu fetele în față, vestul 2, le-au poftit poporul la jertfe dumnezeilor lor, dar ele erau montate să facă asta. Au jucat același rol ca și Dalila, ea singură, ele în masă, în grup, și au tras în curs. Nu știu ce ar fi declarat, că sunt bucuroase de sosirea atâtor băieți, nu? Nu ne este scris în Judecător 16 tot ce a vorbit Dalila cu Samson, dar acuza în mod deosebit, făcea referire la iubire. Mă iubești, inima ta nu este cu mine. Și în același timp era cu ochiul la ușă. Prefăcătorie. Am vrut să câștigi niște bani. Nu știu moabiții aici cu ce le-au motivat pe fete. Doar naționalismul lor sau era în joc și aici vreun câștig? Dar pe lângă aceste exemple ar fi cunoscute, să ne oprim la câteva versete din Cartea Psalmilor. În mod deosebit, David a avut de-a face cu motive a unora din jur de a se preface. Spune Cartea Sfântă în Psalmul 43, fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără în pricina împotriva unui neam nemilos, izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fără de lege. Deci nu era vorba doar de o înșelăciune, așa, cu câțiva bani. Voiau chiar să-l omoare, cum au amintit și de David. Și tot din Cartea Psalmilor citim din Psalmul 52, aici este nominalizat vicleanul, Doeg Edomitul. Zice David de la versetul 1, pentru ce te fălești că răutatea ta, asupritorule? Versetul 2, limba ta nu născocește decât răutate. Versetul 3, tu iubești mai degrabă răul decât binele, mai degrabă minciuna decât adevărul. Tu iubești numai cuvinte nimicitoare, limbă înșelătoare. Este încă un citat foarte bogat în privința aceasta, în Isaia 33, și vreau să-l citim împreună, sunt trei versete acolo, de la versetul 14 la 16, aici este un apel și se scoate în evidență pierderea celor ce rămân prefăcuți și câștigul celor ce ajung neprefăcuți. 33 cu 14. Păcătoșii sunt îngroziți în Sion. Un tremur a apucat pe cei nelegiuiți care zic, cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Și dă răspunsul. Cel ce umblă în neprihănire și vorbește fără vicleșug. Dacă ca să vorbești fără vicleșug, trebuie să n-ai intenții rele. De aceea versetul continuă. Cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, care își trage mâinile înapoi ca să nu primească mită, cel ce își astupă urechea ca să n-audă cuvinte setoase de sânge, își leagă ochii ca să nu vadă răul. Iată harul
acestei virtuți. Acela va locui în locuri înalte, stânci întărite vor fi locului de scăpare, îi se va da pâine și apa nu-i va lipsi. Ce promisiuni are Domnul chiar pentru vremuri critice? Să ne amintim și din Noul Testament de Iuda care a fost prefăcut. De altfel, la exemple, vom aminti pe alții cu care Domnul a avut de-a face și avem de-a face și noi. Și în încheierea acestei idei să adăugăm din cuvintele Apostolului Pavel, 2 Corinteni, capitolul 6, o învățătură de a ne feri în slujire, cum voi aminti imediat, și în toate activitățile vieții. 2 Corinteni 6 cu 6. Prin curăție, prin înțelepciune, prin îndelungă răbdare, iată, virtute lângă virtute, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută. Aici ar fi tragedia. Să credem, să afirmăm că iubim și dragostea noastră să fie cu prefăcătorie, în frățietate sau în familie. Același cuvânt îl folosește Pavel în Roman 12 cu 9 când scrie dragostea să fie fără prefăcătorie. Dar întrebarea mea este, se poate dragoste cu prefăcătorie? Dragoste reală? Nu, cred că e vorba doar de declarații de dragoste. Aparentă dragoste. O dragoste cu interes, dar nu o dragoste cu adevărat, ce se sacrifică, ce se dăruiește. Și ultima referință, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 6, o atenționare. 1 Tesaloniceni 4 cu 6. Nimeni, și dea bunul Dumnezeu la noi în adunare să nu fie nimeni. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Deci aici au în vedere vorbele, lucrurile sfinte, probleme economice, toate. Pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Deci Apostolul Pavel predicase acestora despre viciul prefăcătoriei. Mi-amintesc că îmi spunea un frate în vârstă, nu știu de unde știa el, că un om făgăduise Domnului dacă îl va ajuta într-o privință, că va da prețul unei vaci în numele Domnului. Era țăran. Dumnezeu l-a ajutat foarte ușor, foarte repede, foarte ușor i s-a părut lui, și a crezut că s-a pripit și a promis prea mult lui Dumnezeu. Și atunci a venit în minte ce să facă, a dus la piață vaca și cocoșul. Și cine îl întreba cât costă, dacă vă amintiți cum erau prețurile pe vremea comunistă, a zis cocoșul 2000 și vaca 50 de lei. Adică erau exact invers prețurile. Treba oamenii mirați, cum adică omule? Da, zice, le dau împreună. Și atunci, per total, prețul era normal. Vaca 50 de lei, cocoșul 2000. Și cineva l-a întrebat, măi omule, de ce-i cu inversarea asta de prețuri? Am promis prețul de la vacă că îl dau Domnului. Și atunci am rămâne să dau numai 50 de lei. Asta nu merge. Am fost undeva și erau niște romi care lucrau, niște români, și știți cum se întâmplă cu cei care nu sunt pocăiți, că nu sunt serioși. Și s-au plâns românii că nu lucrează și ne-am zis, auziți, numai cu românii merge să fiți țigan, dacă Dumnezeu nu merge. Că te arzi, Dumnezeu te prinde undeva. Un alt aspect, se poate întâmpla ca prefăcătoria să intre și în adunare la slujbe. Să cântăm lucruri care nu ni se potrivește sub nicio formă, să-i spune lui Dumnezeu cuvinte în rugăciune care n-au de-a face cu realitatea vieții noastre. Vorba unui frate de la noi zicea să predicăm apă și să beam vin. Nu se poate. Pe moment s-ar putea
chiar să fim apreciați dacă ne descurcăm din limbă cu partea deasupra până nu se vede cea de dedesubt, până nu descopere Dumnezeu lucrurile. Dar înaintea lui Dumnezeu este o mare vinovăție. Să ne amintim cuvintele Domnului Iisus Hristos citind din Evanghelia după Matei mai multe versete. Mai întâi Matei 7, citim versetul 5. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea de slușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să-l mustri pe altul de un lucru minor și tu să fii vinovat de un lucru major. Tot Matei, citim capitolul 12 de la versetul 38. Atunci unii din cărturari și din farisei au luat cuvântul și i-au zis: Învățătorule, am vrea să vedem un semn de la tine. Imaginați-vă că vine cineva și spune: eu am venit într-o biserică penticostală că vreau să aud o prorocie. Dar poate gândul lui să fie chiar să-și dorească să audă o prorocie pe care să o poată interpreta cum vrea el, să spună că nu e adevărată, că Dumnezeu nu vorbește. Versetul 39, drept răspuns, el le-a zis: sunt neam, viclean și prea curvar, cer un semn. Dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. 3 zile închis, la fel va fi cu Domnul. Versetul 45, tot de aici, vorbește despre cei ce nu sunt sinceri. Ce se întâmplă dacă vreun demon revine? Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră în casă, locuiesc acolo și starea din urmă omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest neam viclean. Deci, diavolul îi place viclenia, numai că îi stăpânește, îi posedă pe vicleni. Și tot din cuvintele Domnului, Matei 25, pilda talanților, cuvintele stăpânului către cel ce și-a nesocotit darul și nu și-a făcut lucrarea înaintea Domnului, versetul 26. Stăpânul său i-a răspuns: rob viclean și leneș. Deci ar putea unii să spună: eu n-am putut să lucrez, eu n-am mare dar, dar poate nu-i sincer. Și în final se va dovedi dacă noi cu adevărat nu puteam să cântăm sau n-am avut inimă să cântăm. Dar cu adevărat n-am avut bani să dăm sau am spus că nu pot de data asta. Sau nu mă pot duce în lucrarea de data asta. În final se va vedea. Dacă am fost sincer când am făcut sau când n-am făcut ceva. Și când se va dovedi asta, o să fie direct plata în bine sau în rău. Un alt citat foarte important în această temă, 2 Corinteni, capitolul 4. Apostolul Pavel descrie felul în care el și colaboratorii săi activau în lucrarea Domnului. Ca unii care au lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului facem vredni să fim primiți de orice cuget omenesc și aceasta înaintea lui Dumnezeu. Ce lucrare frumoasă, făcută de oameni sinceri. Dar în aceeași epistolă scrie că sunt întâlniți și oameni care, ascultați capitolul 11 de la versetul 13, care n-au nimic de a face cu sinceritate, cu intențiile bune. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Deci ne putem aștepta și la așa ceva. Să vină cineva, să dea drept roc încolo, să fie un cerșetor, să fie un cântăresc, dar el de fapt nu-l cunoaște pe Domnul, să o facă doar așa că vinde CD-uri și are un venit din toată treaba asta. Nu este mare lucru, scrie versetul 15, dacă și slujitorul se prefac în slujitorul neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Aici e vorba de lucruri grave, dar să ne amintim că Galanteni 2 scrie că și Petru a fost prins pe moment într-un laț al fățărniciei.
Să iau un exemplu, ceva de genul, tu ești penticostal, ajungi într-un grup baptist și ei acolo vor spune, a, ce, vorbesc în alte limbi și nu nimic și... Și tu să te dai oricum de partea lor, știi, ca să nu fii acuzat. E drept că nu asta e important, credința. O să fii sincer, apără-ți convingerile. A fost ceva, repet, nu grav. Dar apostolul Pavel l-a mustrat și pe Petru și pe Barnaba. Era doar ceva legat de mâncare. Că mănâncă kosher sau mănâncă așa ca toți ceilalți, fără nicio restricție. Un alt verset, tot din practica, din învățătura apostolului Pavel, citim 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 3. E oarecum aceeași idee din Corinteni, căci propovăduirea noastră nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie. Foarte important. Pentru că scria tot el, 1 Timotei, capitolul 4, versetul 1, de duhuri înșelătoare, versetul 2, de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni însemnați cu firul roșu în însuși cujetul lor. Să ne ajute Domnul să fim curați când slujim. Mi-a venit în minte situația unui frate pe care el mi-a povestit-o. Era o slujbă de joi seara, el era membru într-un comitet al unei adunări de la țară, predicator, și așa s-a întâmplat după masa aceea că n-a fost nici păstor, nici conducător, nici nimeni altul din comitet, cum știți, la țară oamenii m-au de lucru, numai el. Și toți se îndreptau spre el, frate, du-te la slujbă. El tot cu ochii pe ușă, las că mai vine careva numai, nu venea. Și frate, surorile, frate, du-te la slujbă. Ești singurul din comitet, altfel era predicator bun. Omul s-a ridicat și a început să plângă, spunând, ce slujbă să fac? Am strigat la nevastă înainte a vin la adunare, ne-a încertat. Și se îndreaptă spre nevastă, zice, mă ierți? Ea zice, să mă ierți tu. Și apoi au zis celor prezenți, vreți să vă rugați pentru noi? Ne rugăm. Și după rugăciunea asta, și-a dus și a dat îndemnul la rugăciune, așa ar fi normal. Asta înseamnă neprefăcătorie. Putea să meargă la amvon, doar nevasta, am zice, nici nu era proastă să-l dea de gol, nu? Că s-ar fi pus ea într-o postură negativă. Am întâlnit oameni care se ceartă, când vin musafirii vorbesc și după ce pleacă musafirii, iar nu mai vorbesc. Dar astea sunt lucruri josnice înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să notez într-o ultimă idee aici, că realitatea dovedește că mai degrabă sau mai târziu adevărul iese la iveală. Și cei prefăcuți nu se pot ascunde până la moarte. Hai să admit că și până la moarte rămân, dar la judecata viitoare tot se va dovedi aceasta. Spune înțeleptul în Proverbe, capitolul 26. Cu 26. Chiar dacă își ascunde ura în prefăcătorie, totuși răutatea lui se va descoperi în adunare. Uneori se descopere prin Duhul Sfânt, alteori Dumnezeu îl demască așa, într-un mod ciudat, poate. Să ne amintim de cuvintele Domnului care spunea Matei 10, cu 26. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Deci tot se află. Să ne amintim de fiul lui Iacov. S-au prefăcut, probabil că plâng și ei după Iosif când or fi adus haină, n-or fi râs. Ha, 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 uite, ia-ți. Prințul. Dar tot s-a descoperit cu vremea ceea ce făcuseră. Nu se poate să rămână lucrurile ascunse prea multă vreme. De aceea, ascultați-mă și câteva versete din Proverbe, din Psalm, Psalmul 24,
zice de la versetul 3, cine va putea să suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâini nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dă de sufletul la minciună și nu jură ca să înșele, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Și încă un sfat în 26:4. Nu doar să nu practicăm noi prefecătoria, să ne ferim de oamenii care știm că nu-s curați. Nu șed împreună cu oamenii mincinoși și nu merg împreună cu oamenii vicleni. Și tot de aici citim și 32:2. Ferice de omul căreia nu-i ține în seamă Domnul nelejuirea, dar cui nu-i ține Domnul în seamă păcatul? În duhul căruia nu este viclenie. Deci Dumnezeu ne iartă dacă ne prezentăm ca vameșul. Te prezinți ca fariseu, îți mă adaugă și păcate. Și tot se demască. Undeva citeam despre o întrunire carismatică din astea Benihin. S-au lăudat că unul și-a căpătat vederea și el fusese orb din naștere. Și drept dovadă l-au pus să citească. Dar la cineva eu s-au prins becul. Băi, dacă a fost orb din naștere, de unde știe să citească? Și-l da seama că s-a încurcat. Că Dumnezeu îi dovedește. Haideți să luăm întreagă și câteva exemple. Mai întâi cele negative. Iosua 9, Gabaoniții. Prefăcătorie de teamă. Spune Scriptura aici, de la versetul 4, au întrebuințat un vicleșug. Știți episodul. S-a aflat. Au scăpat cu viață, dar au fost puși să muncească ei și toți urmașii lor. Și pe vremea lui Saul, aproape că au fost exterminați. Așa încât pe vremea lui Solomon mai întâlnim puțini urmași ai gabaoniților. Nici de teamă nu trebuie să fim prefăcuți. Trecem în Noul Testament, la farisei. Aici e ceva mai grav, o religie de imagine. Cum a fost întrebat cineva legat de un preot, nu sunt toți așa, bineînțeles, care și bea și făcea și slujbă. Și zice, nu vezi că nu e omul lui Dumnezeu? Da, dar când își ia haina pe el e altceva, când face slujbă e preot. Deci oamenii efectiv sunt duși în rătăcire, o religie de imagine. Matei 23, cuvintele Domnului demască fățărnicia lor, citim de la versetul 13, observați aici câte versete încep cu vai de voi. Vai de voi, vai de voi, vai de voi. Dar de ce? Întoarcem pagina la versetul 27. Vai de voi, cărturași farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurăție. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Pentru că fățărnicia trebuia să mascheze fără de lege. Și scrie în mod deosebit în Marcu 7 și nu numai că aveau obiceiuri și se scandalizau dacă cei din jur făceau abatere de la regulile lor. Marcu 7:1. S-au adunat la Iisus și au văzut pe unii cinici prânzând cu mâini necurate, adică nespalate, nu că erau murdari pe mâini, nu făcuseră ritualul de spălare, să țină mâinile în mai multe poziții, să treacă apa. Și Domnul le spune aici, citim de la versetul 6, fățarnicilor, cu voi se întâmplă ce a zis Isaia, norodul acesta mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Rezultatul? Degeaba mă cinstesc ei dând învățături care nu sunt decât niște porunci omenești, fără valoare. De aceea Domnul le spunea celor din vremea sa, citim în Luca 12:1, mai întâi de toate, deci e ceva primordial, feriți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Vin, de exemplu, tineri sau oameni de diferite vârste să se boteze.
Trebuie să punem întrebări, să-i lăsăm să discute cu cineva în particular, sau vin tineri să aibă nuntă în adunare, sau alții vin să ceară. Și uneori avem de-a face cu oameni care adevărul e cu totul altceva decât ceea ce spun ei. Mi s-a întâmplat odată, eram încă în Alba, au venit doi predicatori și au pozat în mari misionari. Dar de fapt erau brahamiști din cei cu botezul a doua oară. Deci nu au avut tăria să spună. Asta credem noi, dacă vreți colaborăm, dacă nu, nu. Am aflat doar când l-am pus pe primul să predice. Cine este? Tot din Evanghelii să observăm prefăcătoria iscoditorilor Domnului Iisus. Un fel de prietenie de vânzare. Citim în Matei capitolul 22, aici e cazul cel mai evident, de la versetul 15. Atunci fariseii s-au dus și s-au sfătuit cum să prindă pe Iisus cu vorba. Au trimis la el pe ucenicii lor împreună cu irodiadii, care i-au zis învățătorilor, acum observați masca, știm că ești adevărat, când vezi pe oameni calea lui Dumnezeu în adevăr, fără să spese de nimeni, pentru că nu cauți la fața oamenilor, bieții de ei. A zis, pe cât suntem noi de fățarne și pe atât ești tu de curat. Aici au spus drept. Spune-ne dar ce crezi. Și pot să vină oamenii să întrebe, când de fapt ei au un interes. Ce zici, frate, de asta? Și uneori când sunt întrebat, mai zic, dar întreb pentru tine sau pentru alții? Sau altă dată întreb, îți spun și eu dacă îmi spui la ce te ajută și pentru ce ai nevoie de acest răspuns. Se cade să plătim bir cezarului sau nu? Și aveau ei variantele. Numai că nu l-au putut prinde pe Domnul care, scrie versetul 18, le cunoștea vicleșugul și a răspuns, pentru ce mă ispitiți fățarnicilor? Și le-a răspuns foarte bine. Cred că în asemenea momente e nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. S-a prezentat la un frate proroc mai de mult, un om aparent evlavios, dar fratele, mai știu, a fost înștiințat sau asta era regula lui, a zis, mai întâi să ne rugăm. Și după rugăciune întreabă, ai avut ceva din partea Domnului? Da, am avut, ca epoleți pe umăr. Dar de unde știi? Și atunci și-a cerut scuze și-a plecat înapoi. Că numai Dumnezeu ne poate lumina ca să nu cădem în cursa unor ispititori care aparent ne sunt prieteni când de fapt ne pregătesc vânzarea. Să trecem la exemplele pozitive. 1 Cronici, capitolul 12. Asociații lui David. Oameni cu inima curată. N-a fost ușor pentru David atunci, gândiți-vă că era vorba de oameni înarmați și nu puțini, cu miile, cu zecile de mii. 1 Cronici 12 cu 1, iată ce s-au dus la David la Siclac, pe când se ținea el departe de fața lui Saul. Versetul 17, când a văzut că vin și din Beniamin, din rudenile lui Saul, ca om s-a gândit, ce vor aceștia? David a ieșit înainte și le-a vorbit astfel, dacă veniți la mine cu gânduri bune, ca să mă ajutați, inima mea se va uni cu voi. Dar dacă veniți să mă înșelați în folosul vrăjmașilor mei, că nu vă fac nicio sălnicie, Dumnezeu părinților orice să vadă și să judece. Amasai, unul din capitanii de seamă, a fost apucat de Duhul și a zis, suntem cu tine, Davide, și cu tine, fiul lui Isai, pace ție, pace și pace celor ce te ajută, căci Dumnezeu tău te-a ajutat. Și David i-a primit și a pus între căpeteniile oștirii. Pentru că spune pe 38, toți acești bărbați, oameni de război, gata de luptă, au venit la Hebron cu inima neprefăcută, ca să pună pe David împărat peste tot Israelul. Și toți ceilalți din Israel au tot cu același gând să facă împărat pe David. Ce frumos e când toată adunarea e cu inima neprefăcută. Se poate ține slujba și e bucurie.
Un alt exemplu pozitiv, Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Natanael, unul din cei 12. Ioan, capitolul 1, citim de la versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și a zis: noi am găsit pe acela spre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael însă a fost circumspect. Poate și ceva bun din Nazaret? Filip, foarte pragmatic, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el: iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Va să zic că se poate. Natanael a fost surprins și a întrebat versetul 48: de unde mă cunoști? Domnul i-a descoperit un amănunt și în versetul 49 este scris că Natanael a răspuns: Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. La oamenii cu inima curată Dumnezeu li se descoperă. Oamenii care vin la Domnul sincer, nu cunosc, dar doresc să se pocăiască, li se arată lumina. Dar care sunt șmecheri, care se prefac, au diferite intenții, care vor și cu Domnul și cu lumea, și dacă nu sunt demascați, nu îi ajută Dumnezeu. Sau cu vremea îi dă pe față și tot nu merg departe. Și un ultim exemplu pozitiv, Timotei. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 5. Ținta poruncii este dragostea, îi scria Pavel, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Și citim și 2 Timotei 1 5, cu 5, așa să fie ușor de ținut minte, 1 cu 5 și din 2 iar 1 cu 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută. Deci Timotei o avea, doar îi spune Pavel să o păstreze, că alții n-au păstrat-o și au căzut. Așadar, să ne ajute Domnul să fim sinceri până la sfârșit. Încheiem această lecție, reamintindu-ne în final că prefăcătoria este viciu de care are păcătosul nevoie ca să-și ascundă păcatul, făptuit sau cel în curs de înfăptuire, sau în plan de înfăptuire. Dar nu-i prefăcătoria decât o nefericire premeditată. Cine vrea să păcătuiască și apoi crede că se ascunde și se dă drept altul, se înșeală singur. Zice Solomon în Proverbe 17 cu 20. Cel cu inima prefăcută nu găsește fericirea. N-are niciodată liniște, bucurie. Și cel cu limba stricată cade în nenorocire. Nu știu cât e de reală, dar s-a dus povestea asta că unul, foarte posibil să fi fost, a făcut pe pocăitul până a pus mâna pe o fată și a crezut că o să o ducă o vreme și numai după aceea îi spune, dar se spune că n-a putut să se rabde și i-a spus imediat după nuntă. Pentru că el, de fapt, n-a putut să guste fericirea mai departe, că se dădea drept altul. Mai sunt, din nefericire și asemenea situații, chiar în cadrul creștinătății, pentru că spune în Efeseni 4 cu 14 că noi locuim în mijloacele de amăgire. Aici, diavolul vrea să încurce lucrurile, trimite înșelătorii în diverse forme ca să ne păcălească. În schimb, neprefăcătoria este o virtute accesibilă și pentru omul păcătos. Și păcătosul poate fi neprefăcut, în sensul de a se recunoaște. Cu atât mai mult, cel ce n-are intenții rele, n-are de ce să se ascundă. Se spune că unui tribun roman i-au propus cei din vremea sa să-i facă o casă pe o colină, sau nu mai își dau exact, știu cum era planul, sau cu ceva tunele, și se spunea să nu știe nimeni când ești acasă sau când pleci de acasă. Și el a zis: n-am nevoie, că n-am nimic de ascuns, nici când vin acasă, nici când plec de acasă. Când ești curat, nu-i nevoie să te prefaci. De aceea, să nu uităm că așa ar trebui să fim, și dacă avem Duhul Dumnezeu așa, va fi, scrie în Iacov 3 cu 17, înțelepciunea care vine de sus, deci nu-i deștept cine se preface, dimpotrivă. Este
curată, pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire și, în final, nefățarnică. Și ultima referință, 1 Petru 1 cu 22 și 23. E ca o concluzie. Deci, ca unii care, prin ascultarea de adevăr, v-ați curățit sufletele prin Duhul, să aveți o dragoste de frați neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură unii pe alții din toată inima. După versetul ăsta, n-am de adăugat decât vorba mea care o repet mereu în studii. Doamne ajută! Deci dacă Dumnezeu ne-a mântuit și ne-a dat harul acesta să fim frați, haideți, orice formă de prefăcătorie, cum spune Petru mai departe, să dispară și să rămână o dragoste neprefăcută. Amin.